Salutare! În acest filmuleț am să vă arăt cum să reumpleți cartușul Canon PG-540. Pentru reumplerea unui astfel de cartuș aveți nevoie de cerneală refill, soluție pentru curățarea diuzelor, un capac mic de borcan, o seringă cu ac, o seringă fără ac, kitul de refill și un burghiu pentru dat gaură în cartuș. Acest cartuș a mai fost încărcat, de aceea are gaură aici. Dacă nu, voi puteți să vă folosiți de acest burghiu, disponibil pe site-ul nostru, sau de o bormașină cu un burghiu de maxim 3 și dați gaură în zona aceasta. Puneți apoi într-un vas mic, poate fi deci un capac de borcan, puțină soluție. Și lăsați cartușul să stea cu capul de printare. Acesta este capul de printare. Lăsați-l să stea în soluție 5-10 minute. Dacă este foarte înfundat, puteți să-l țineți și câteva ore. Între timp, pregătiți cerneala. În cartușul mic PG-540 intră cam 7-8 ml de cerneală, iar în cartușul mare XL puteți băga până la 15 ml de cerneală. Scoatem cartușul din soluție și îl ștergem bine. Mai pun aici 2-3 șervețele, aici unde voi face reumplerea. Acul e bine să fie ușor îndoit. Îl introducem aici. Și apoi băgăm puțin câte puțin. Dacă vedeți că are tendința să dea pe din afară, mai puteți să mai extrageți un pic de cerneală. După ce l-am umplut, prindem cartușul în acest kit. Aici trebuie pus forțat, intră ceva mai greu. Așa ar trebui să arate. Pe acest orificiu vom introduce o seringă fără ac. Mai apăsăm pe cartuș, așa, și încercăm să extragem din cartuș cam 1 ml de cerneală. Ștergem bine cartușul. Iar pentru a-l proba, împăturim așa un șervețel, punem așa cartușul și îl împingem așa. Dacă lasă urmă așa, cum lasă aici, înseamnă că este foarte bine, ar trebui să funcționeze și în imprimantă. Orice cartuș odată consumat, imprimanta o să-l vadă tot timpul ca fiind gol. Nu se poate reseta lucrul acesta, dar funcționează fără probleme. Tot ce aveți nevoie pentru reumplerea unor astfel de cartușe găsiți pe site-ul nostru pe erefill.ro.